care ne binecuvântează cu tot felul de binecuvântări. Slăvit să fie numele Lui. Mă bucur să fiu în această după-amiază, în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeu așa a rânduit în această seară să vin aici și să vă spun felul în care Dumnezeu transformă oameni și din nimic Dumnezeu face vestitor al Evangheliei. Slăvit să fie numele Lui. Amin? Vă spun cuvântul acesta nimic, pentru că acolo unde am crescut, ni se repeta într-una că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Dar Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus și El știe mai bine și știe cum să lucreze cu omul. Amin? Noi suntem oameni, vedem doar exteriorul, dar înăuntru Lui Dumnezeu vede dincolo de ceea ce vedem noi cu ochii. Vede un mărgăritar, vede un diamant care este neșlefuit când îl scoți din munte și acel lucru prețios când îl scoți din munte și te uiți la el, parcă arată foarte urât. Dar când se șlefuiește și se prelucrează și vezi rezultatul, te uiți de multe ori și spui, așa ceva se ascundea în omul acesta. Dumnezeu este mare, slăvit să fie numele Lui. Mama mea pe mine m-a lăsat la spital, adică la naștere, m-a lăsat acolo. Am aflat lucrul acesta când am crescut mai mare și mi-a spus că cei de la spital încercau să vadă dacă cumva mamele multora din Dunăi, că eram foarte mulți acolo, copii abandonați, și-a revenit și poate își vrea înapoi copil. Ei, la mama mea nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar cei de la spital încercau să vadă totuși dacă îl vor primi înapoi sau dacă mă va primi și pe mine înapoi în brațele. Mă punea pe o ambulanță cu asistentă medicală și mă trimitea în sat la mama mea. Când ajungeam în sat, mama mea auzea ambulanța și când auzea ambulanța, ea pleca de acasă, pentru că eu mă gândesc că trebuia să dea și cu subsemnatul că nu va mai părăsi copilul, nu va mai abandona niciodată. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta și era un drum de la spital acasă și de acasă înapoi la spital, pentru că nu eram dorit acolo. Până la urmă am rămas în spital, așa mi-a spus acea asistentă medicală. Ai rămas aici, te-am crescut noi, erați foarte mulți, nu știam ce să mai facem cu voi. Când începea, de multe ori începea corul vostru, știți ce înseamnă un cor de copii care încep și plâng și când începe unul, parcă începe tot să plângă. Și zice, ce puteam să facem cu voi decât închideam ușa după voi și nu se auzea așa tare plânsul vostru. Că fiecare copil vrea o atenție. Fiecare copil avea nevoie de ceva. Și noi fiind foarte mulți, am, cum i-am zis, ne-a închis. A închis ușa după noi și ne lăsau acolo în saloane. De acolo m-am mutat la Tinca, ne-am făcut grădinița, de acolo am văzut cruzimea care mă aștepta. Eram bătuți, noi eram copii răi, bineînțeles, și noi răspundeam cu răutate la acțiunile lor și la răutatea lor. Ne băteau. Ce a fost, a fost aici, dar ce a urmat a fost la Beiuș, unde am prins și mai rău aici. Erau băieți mari și tot așa se închidea camera după noi, adică se închidea ușa la cameră. Eram bătuți pe rând, fiecare, n-am înțeles niciodată de ce ne luau la rând și ne băteau pe fiecare. Niciodată n-am înțeles lucrul acesta. Dar știam că înainte de culcare,
mă uit la copiii dumneavoastră, ce atenți se uită la mine, înainte de culcare, trebuia să iau o porție de bătaie. N-am înțeles niciodată. Acum, eu cred că copiii dumneavoastră sunt binecuvântați, se vede pe fețele lor, zâmbetul și ceea ce puneți în ei, e asta de una. Orice copil, dacă te uiți la fața lui și la expresia feței lui, îți spune cum este crescut acasă. Și dacă copilul e zâmbăreț și fericit, el așa este crescut acasă. Dacă copilul este încruntat, ură și corupte, înseamnă că așa este crescut acasă. Eu așa am fost crescut, am ajuns foarte rău. Educatorii, îngrijitorii nu înțelegeau de ce eram așa de rău și ei ne răspundeau rătăuții noastre și ne spuneau și ne dădeau sentința și repetau într-una cuvintele acestea și parcă și acum mai aud și spuneau: nu o să ajungeți nimic bun în lumea asta. Și ne spuneau pe unde o să ajung. Ușcărie și strada o să vă mânce pătrâni. Și mulți dintre noi am ajuns și la pușcărie și pe stradă. Acum eu intru la penitenciar în scop evanghelic și totdeauna când intru la penitenciar, acum strada din Oradea s-a mai golit un pic. I-au băgat la pușcărie. Și totdeauna când intru la penitenciar, îi văd acolo. Și totdeauna îmi sună cuvintele acelea: nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta. Pușcăria și strada o să vă mânce pătrâni. Și îi văd acolo. Băieți cu care am mâncat aceeași mâncare, de bătaie, mă, de plâns, nu plângeam împreună, că n-aveam voie nici să plângem. Și acei îngrijitori nu știau că noi eram bătuți noaptea, înainte de culcare. A fost foarte greu, este harul lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu, că am mintea întreagă și sunt ceva datorită harului lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să trec pe aici prin viața aceasta ca să înțeleg și El m-a trimis între ei acum în Oradea, între oamenii străzi, la pușcărie, la dăpost. M-a trimis între ei, El spune acum: du-te că n-am pe cine să trimit decât tu ai fost ca ei, ai învățat limba lor, știi cum să-i abordezi și lăbii să fie Dumnezeu, că El are putere în cer și pe pământ să transforme oameni. Amin? Credeți lucrul acesta? În fața dumneavoastră stă o mărturie vie în care Dumnezeu a făcut posibil lucrul acesta. Slăviți să fie numele Lui. Și văd un ceas. E bine, înseamnă că e ca la Pentecostale aici. Slăviți să fie Domnul. Cu bine, să-mi facem semn. Bine, cântez pe final. Așa, școala am făcut așa, de pe un an pe altul, repetenți, corijenți, ne lăudam când eram corijenți, repetenți, și noi credeam că e un lucru fain, e un lucru distractiv, cum a copii, să nu faceți lucrul acesta, să rămâi repetenți și corijenți. Și în fiecare toamnă, acum erau sesiuni, sau deja au fost acum câteva săptămâni, sesiunile de corijență și repetență, nu, că să repetam. Și ne lăudam și ne întrebam: tu la câte ai rămas? La una. Vine altul: am rămas la două. Vineam eu și le închideam gura la toți: auzi, eu sunt mai bun ca voi, ca toți, eu am rămas repetent. Eu sunt cel mai bun ca voi. Și noi credeam că e fain să rămâi repetent și corijent. Dar noi nu știam lucrul acesta. Pentru că cei de acolo, de la casă de copii, totdeauna ne spuneau lucrul acesta: nu o să ajunge nimic. Dar erau și oameni buni care noi le spuneam: mami, să spui unui străin mamă. Acum, se iau cei doi copii de aici și se duc la niște străini, spuneți acestor străini mami și tata. A zice? Niciodată. Și noi le spuneam și ei de multe ori încercau să ne arate afecțiunea lor față de noi și încercau să ne mângâie pe cap. Și când vedeam mâna deasupra capului, puneam mâna așa,
nu știam ce vrea să facă mâna. Era o palmă, era un pumn, nu știam ce vrea să facă. Și la care zicea, stai, zice, că nu te lovesc, ce vreau să te mângâi, Dumnezeu. Și când auzeam cuvintele acestea, puiul mare, străinul acela să spună acestui copil, care n-avea nicio legătură cu el, să zică, puiul mare, și îl mângâia pe cap. Puiul mare. Pe mine mă topeau cuvintele acestea și vedeam că unii dintre ei chiar aveau ceva cu noi și ne îndemnau și spuneau, nu vă lăsați. Știu că e greu, știu că ați trecut pe aici, nu vă lăsați, faceți o școală, faceți un liceu, facultate, să n-ajungeți și voi ca și ceilalți frați. Din casă de copii treceai drumul, era șantierul, acolo dormeam mulți din casă de copii. Și am plecat de la casă de copii, de acolo, după 95, au apărut foarte multe fundații, dacă ați auzit de fenomenul acesta, de fundații și de integrare a noastră în societate. Mie numai integrare nu-mi sunt. Eram atât de rău. Și imaginați-vă un copil crescut 18 ani în lanț acolo, după ce am rupt lanțul acela la casă de copii, nu m-a mai găsit nimeni și nimeni n-a mai reușit să facă absolut nimic cu mine. Și la fundația asta am stat foarte puțin, am plecat de acolo pentru că mie îmi suna lumea asta întreagă să fac ce vreau eu de acum. Și de acolo am plecat, n-am reușit să mă integrez și am plecat acasă la mama mea naturală. Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin? Să binecuvânteze Domnul toate mamele. Amin? Și toți tați. Acum, pe tata nu-l cunosc, dar cuvântul lui Dumnezeu îmi spune și el se autodeclară. Eu sunt tatăl a cui? Orfan. Și Dumnezeu este tatăl meu, slăvit să fie numele Lui. Și ajungând acolo, acasă la mama mea, am ajuns într-un loc în care erau probleme. Mama mea stăteau cu un alcoolist și am ajuns acolo, nu știam cum să reacționez, nu știam cum era omul acela când era băut. Și după câteva săptămâni mama mea a venit acasă și m-a văzut și pe mine acasă. Și ne-am uitat unul la altul țintă și prima reacție a fost a ei și a spus, de ce ai venit acolo? Și de ce n-ai mai stat acolo? Și mă gândeam la cuvintele acestea și nu venea să cred. Bine, eu aveam ură față de ea, cred că ea la fel, pentru că nu poate o mamă să spună așa ceva către copilul lui, dar ea a spus aceste cuvinte și de ce ai venit? De ce n-ai mai stat acolo? N-am băgat de seama, am trecut cu vederea peste cuvintele acestea și am stat acolo cât am reușit. N-am reușit nici acolo să mă integrez. Nu reușeam niciunde să mă integrez, că eram rău, foarte rău. Și de acolo am ajuns să stau sub cerul liber, un om al străzii, exact ceea ce spuneau acești îngrijitori de la casa de copii și ziceau, pușcăria și stradă o să vă mânce pătrăți. Și am ajuns în plină stradă, sub cerul liber, un om de nimic, da, cum ne spuneau ei, și am trăit, cum dacă am fost 18 ani, am trăit acolo ca și un câine, acum chiar că eram un nimic, trăiam, mâncam de pe jos dacă găseam. Am mâncat odată și la McDonald's, copii știu cum e la McDonald's, am văzut o pungă de McDonald's. Am uit la ei. Am văzut o pungă de McDonald's într-un șanț aruncat. Când am văzut punga aceea, am zis, care a mea pe azi? Am sărit în șanțul acela. Am luat punga și am scos din pungă și toate erau goale. Am găsit și un pahar de înghețat pe la gol. Dar pe marginea lui a mai rămas un pic de cremă de înghețat. Și cu degetul am băgat în gură.
cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea. Paharul acela de rămășiță de înghețat. Unde n-ajungeam cu degetul, am spart paharul, am tras cu limba măsatul. Dar nu a fost cine știe ce. Și în fiecare zi duceam lupta aceasta de supraviețuire și fiecare dimineață mă culcam în fiecare seară flămând și mă trezeam dimineața flămând. Și imaginați-vă un om și mai transformă, încearcă să lucrez cu un astfel de om care primul gând al lui în fiecare dimineață e ce mânc astăzi? Sau dacă să mânc astăzi? E întrebare aici. Ce mânc astăzi sau dacă o să mănânc astăzi? Și în lupta aceasta și frații mă întreabă la Oradea și îmi spune: măi frate Cătălin, cum putem noi nu avem nicio putere asupra. Cât puterea lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui. Doar puterea lui Dumnezeu a avut putere de convingere ca eu să mă întorc la El și eu astăzi să mărturisesc și din loc în loc unde mă duc să mărturisesc ceea ce mi-a făcut Dumnezeu și Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Slăviți să fie numele Lui. Și de pe stradă am fost luat tot așa cu gândul de reintegrare. Aici am stat un pic mai mult, 2 ani de zile. Acestor oameni le-a mâncat nervii, timpul și bani. Și nu reușeau, nu înțelegeau acești oameni de ce eram așa de răi. Acum, când mă duc la Oradea, între oamenii aceștia ai străzi, ei nu înțeleg niciodată și se uită la noi și se miră. Cum? Oameni care nu ne cunosc, nu ne-au văzut niciodată și au făcut timp de noi. Și mai mult de atâta ne-au dus un plic de mâncare. Eram de Crăciun, m-au sunat niște tineri și zice: frate Cătălin, mi-au rămas niște pachete și vrem să ducem la frații tăi, oamenii ai străzi. Haideți că vă duc. Ei deja erau ascunși, toți erau fiecare în cuibușorul lui. Mai era un băiat acolo. Erau vreo 20 tineri. Zice: hai să cântăm niște colinzi. Băiatul zice: hai să cântăm niște colinzi. S-a uitat băiatul acela, tinerii aceștia cântau și la final mă întreabă: măi Cătălin, ce toți tinerii ăștia au venit special pentru mine? Da, după cum vezi, acești tineri au venit special pentru tine să traducă ceva, o atenție și să îți cânte niște cântări de colinzi. Și ei asta nu înțeleg. Cum un străin, dintr-o dată, și noi nu înțelegeam, nu știam cum să reacționăm la bunătatea acestor oameni. Și noi îi blăstămam, îi înjuram. Și ei nu înțelegeau de ce se poartă oamenii aceștia așa cu noi. Și ei încercau să ne ajute. Și noi eram atât de răi. Pentru că mediul în care am crescut ne-a făcut să fim de așa natură oameni răi. De acolo am plecat. Am ajuns din nou pe stradă, un om în străzi din nou. Am zis că cunosc cum este viața de câine, că așa este omul străzi. Am ajuns din nou pe stradă, la minus 15-20 de grade. A fost mila lui Dumnezeu, a fost harul lui Dumnezeu că eu trăiesc astăzi, până în ziua de azi. Stăteam acolo, tremuram de frig, stăteam într-un colț unde nu bătea curentul așa tare. Și tremuram acolo și așteptam să vină ziua să mă duc și să mă plimb. Și stăteam acolo și tremuram și totdeauna când încercam să adorm așa un pic, foarte puțin, că dacă dormeam de tot, mă găseau jandarmii a doua zi dimineața sau a treia zi sau cine știe când mă găseau. Și în fiecare iarnă Dumnezeu mi-aduce aminte de locul de unde m-am scos. Oamenii aceștia ai străzi, când mă duc la ei, mă abordează și spune: uite ce s-a întâmplat. Ce s-a mai întâmplat? Ce băiatul, că erau mai mulți și în fiecare an se tot duc ei, pe rând, băiatul cu tare, îl cunoști? Normal că îl cunosc. Vine aici, îi dădeai de mâncare. Da, ce s-a întâmplat? Ce l-au găsit jandarmi. Când am auzit de jandarmi, zic, au făcut ceva, ceva au făcut. Pentru că oamenii străzii îi găsește jandarmii pe stradă și duce
acolo la ce întreabă, interoghează. Și zice, n-am mai făcut nimic, pentru că de azi înainte nu mai poate să facă absolut. L-au găsit înghețat de viu pe banc. Și mă îngrozesc totdeauna când aud cuvintele acestea. L-au găsit înghețat de viu. Astăzi nu mai este printre noi. Eu cred că în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne tragă un semnal de alarmă. Amin? Amin, fraților. Suntem și noi, suntem oameni, suntem creatura mâinilor lui Dumnezeu. Eu am luat cuvântul lui Dumnezeu ca atare și cuvântul spune, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și Pavel scrie Romanilor, că pe aceea pe care i-a ales, i-a ales să fie cum? Asemenea chipului Fiului, chipului Fiului Său. Și mă uit în oglindă de multe ori, zic, Doamne, eu chiar seamăn cu Tine, am înfățișarea Ta. Cuvântul lui Dumnezeu îmi atestă lucrul acesta, slăvit să fie în numele Dumnezeu. Nu știam să zic lucrurile acestea, totdeauna când ridicam privirea spre cer, blestemam foarte rău, din cauza situației în care eram, să te gândești totdeauna numai la mâncare. Să spună cineva și să vină la tine, hai la biserică, la pocăiți. Eu nu agream așa ceva, nici nu vreau să aud așa ceva. Singurul lucru pe care mă interesa în ziua aceea era să am stomacul plin. În rest, povești. Povești. Și de acolo, de pe stradă, am un frig, un prieten m-a văzut și mi-a zis, de ce nu te duci tu la pocăiți? Eu mă mai duc așa, când se mai primește ceva la pocăiți. Zice, du-te și tu, că poate te ajută și pe tine cu ceva. Și eu am zis, dar cum să mă duc eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Du-te, că poate te ajută. Scap de necauzurile astea și de problemele pe care le ai. Era foarte greu. Iarna și vara mai găseam mâncare pe jos. Găseam și iarna mâncare pe jos. Dar nu puteam să o iau. Că era tare. Era ca piatra. Și stomacul de multe ori spunea, ia-l și mâncă. Pentru că când e gol stomacul, parcă și vorbește. Pune-te și mâncă ceva, că ți-e foame. Mă uitam la bucata aceea de mâncare înghețată pe jos și spunea, ia-l și nu puteam mânca, că n-aveam cum să mânc. Și îndemnat de prietenul acesta, nu am vrut să mă duc în sinea mea. Totdeauna repetam cuvintele acestea, cum să mă duc eu la pocăiți, că n-am ajuns eu chiar așa de rău. Cum să mă duc eu la pocăiți, că n-am ajuns eu chiar așa de rău. Și până la urmă, neavând ce face, am intrat în biserică, am zis, totuși nu mă va bate nimeni, mă duc acolo să văd cu ce mă vor ajuta pocăiți. Nu zic culoarea, baptistă sau pentecostală, pocăiți. Pentru că noi așa ziceam în cuvântul de bătaie de joc. Și intrând în biserică, m-am dus undeva mai retras, la balcon, să nu mă simtă nimeni, să nu mă vadă nimeni, bineînțeles, și să nici nu mă simtă, că miroseam urât. Miroseam foarte urât. Așa este un om al străzii. Și comparați aici, lângă mine, puneți lângă mine un Cătălin așa îmbrăcat în condițiile de om al străzii. Și să vedeți cât de mare este Dumnezeu și cât de bun e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Amin? Și stând acolo, nu am înțeles, nu mă interesa. Aveam două uși la urechi, pe una intra, pe alta ieșea și la un moment dat a început să cânte corul biserici. Am început să plâng, fără să-mi dau seama. Corul, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să umple și corul aici, cred că aveți și cor. Chiar vreau să aud un cor, să-mi aduc aminte de momentul în care Dumnezeu m-a cercetat. Și totdeauna când aud corul, mi-aduc momentul acela când Dumnezeu m-a cercetat și Dumnezeu mi-a vorbit. Și atunci am stat de vorbă cu Dumnezeu și am zis, Doamne, să n-am nimic de azi înainte. Eu vreau să mă duc cu Tine până la capăt. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt 19 ani de zile de când călătoresc și oriunde mă duc, spun la
mult mai mulți frați să audă și știu că Dumnezeu m-a înfiat în această familie mare. Slăvit să fie numele Lui. Noi suntem o familie. Suntem o familie, cum? Unită. Suntem o familie reală. Slăvit să fie Dumnezeu. Și de acolo, acum, a fost și o parte mai negativă, de acolo am ieșit din biserică afară, n-a venit nici unul să mă întrebe măcar de greșit locul sau ceva s-a întâmplat cu tine. Ce-i cu tine pe aici? Nimeni n-a venit. Însă a venit acel care nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Știți cum îl cheamă? Domnul Iisus Hristos. Mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Am zis, Doamne, dă-mi pacea ta. Și Pavel scrie Filipenilor, e pacea lui Dumnezeu care întrece și pot să vă spun, atunci nu mi-am dat seama, dar acum totdeauna mă gândesc și spun, Doamne, cum scrii cuvintele tale în Scriptură și le potrivești la viața omului de zi cu zi. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și pot să vă spun că am trecut orice pricepere a mea în seara aceea. Cu stomacul gol, pe același loc, pe același beton m-am dus și m-am culcat. Dar știți cum? Plin de pace și de fericire că m-am întâlnit cu Împăratul, slăvit să fie numele Lui. Și de acolo m-am mutat la Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat cu locul unde să stau. E un adăpost de noapte în Oradea, în care eu l-am primit ca și o binecuvântare de Dumnezeu. Acolo primăria asigură doar cazarea, nimeni nu vine cu mâncare. Ne uitam unul la altul în gură, ba aveam eu de mâncare, ba avea altul de mâncare și tot așa. Și plecând de acolo, am găsit un loc în Oradea, un apartament unde stau și ora aceasta pensionară i-am spus, uite soră, este un loc unde nu se duce de mâncare, oamenii n-au ce mânca seara. Și ea n-a conceput ideea aceasta, că a pus ea în sinea ei, în locul ei, să se gândească, măi, cum e să dorm eu în noaptea asta fără mâncare? Și ne-am organizat și ne-am dus și de 18 ani mergem și le ducem de mâncare acestor oameni. Ce mă uimește faptul că oamenii aceștia sunt atât de disperați după mâncare, pentru că alt lucru nu au, în gândirea lor nu este altceva decât stomacul plin. În rest, pentru ei, mergem, le spunem, le cântăm, când mai veniți. Și când mă duc, de multe ori mă duc și singur, că nu prea vine mulți frați să vadă despre ce e vorba, le dau mâncarea și le împar la fiecare, le pun în caserolă și mă gândesc, nu, acum fiecare se duce în camera lui, pe patul lui, în sfârșit o vine mâncare. Acolo, cum mi-am dat mâncarea, cum o deschis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sarmale, fără pâine, fără nimic, fără furculiță. Mă uit la ei și mă gândesc, Doamne, de unde m-ai scos și ce ai făcut cu mine, slăvit să fie numele Lui. Și ce vreau să vă mai spun și vreau să mai repet lucrul acesta, Dumnezeu mi-a păstrat mintea întreagă. Mulți dintre ei, astăzi la aproape 30 și ceva, 40 aproape, stau și se leagă. Și mă uit la ei și văd măreția lui Dumnezeu din viața mea, slăvit să fie numele Lui. Și frații mă întreabă, de ce se leagă? Eu zic, sunt două probleme. Primul e defect de naștere, de creștere, nu ne-a legănat nimeni, ne legau cu cearșaful pe aici, pe la mijloc. Și cum erau paturile acelea cu gratii, ne legau de partea opusă de la perete, cu cearșaful, ca să nu ne aruncăm în cap. Și stăteam acolo și cine să te lege? Te țineau acolo legat de pat. Și asta este prima problemă, nu i-a legat nimeni. O doua problemă le e foame. Voi vă imaginați să se lege cineva de foame? Știți cum e aia? Nu cred că știți. Eu cunosc și știu de ce se leagă. Se leagănă pentru că le e foame. Și atunci când se leagănă, mintea lor nu mai gândește la stomacul acela.
Te gândește doar la legănatul acela. Te leagănă două, trei ore chiar. Până când chiar nu mai poate. Atunci așteaptă să vadă dacă vine cineva. Și totdeauna îmi spune, mâine, Cătălin, mâine ce mâncă? Și mă gândesc la aceleași cuvinte ca ale mele, care le repetam eu. Mâine, te trezești cu gândul acesta și să te frământe lucrul acesta. Mâine cu ce mâncă? Nici nu știu cât timp mai am. Trebuie să fie Domnul. Și vreau să revin și la partea aceasta. Dumnezeu mi-a dat multă înțelepciune și pricepere și, cum vă spun, am mintea întreagă, îl laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Nu mă laud cu lucrul acesta, dar Dumnezeu așa a îngăduit și de acolo El m-a scos. A trebuit să trec pe acolo, să sufer, să plâng de unul singur în spate, în curte, când eram la dormitor noaptea. Trebuia să stăm drept, să nu... Încercam să mai băgăm umărul, ca să nu fie tare așa pumnul sau palma. Și băieții cei mari se enerveau foarte tare, că ricoșa palma și pumnul și dădea în umăr. Deci n-aveam voie nici să ne apărăm și Dumnezeu este bun, slăvit să fie numele Lui. Singura lor apărare, eu n-am reușit să fac treaba aceasta, eu sufeream în mine, înăuntru meu, înghițeam în sec. Singura lor apărare era isteria. Am văzut în fața ochilor mei doi băieți mari care aveau plăcerea aceasta să audă cum el strigă mai tare, cât se crizează mai tare. Unul dădea din stânga, dacă nu-i plăcea, unul dădea din dreapta, să strige și mai tare. Și aveau plăcerea aceasta să-l audă. Cum strigă el de tare și cum face el crize și se... Și băiatul a rămas așa pe viață și îl cunosc foarte bine pe acest băiat. Dumnezeu, cum i-am spus, m-a binecuvântat cu multă minte, înțelepciune. Am făcut liceu și după liceu m-am dus și m-am înscris la facultate. Acum, nu e o laudă că am făcut facultate de teologie pastorală. Dumnezeu mi-a dat pricepere și cunoștință de cuvântul Lui, să iau cuvântul Lui Dumnezeu. Niciodată, când întindeam mâna pe jos după mâncare, nu gândeam eu că o să țin Biblia și o să predic din cuvântul lui Dumnezeu și o să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și o să fac schițe din cuvântul lui Dumnezeu. Că știu să fac o predică. Dumnezeu este mare, slăvit să fie numele Lui. Amin, fraților? Și stăteam acolo la teologie și când mi-am auzit colegii primul an, când am fost primul an la teologie și mi-am auzit colegii ce termeni teologice. Mă uitam așa la ei, Doamne, zic, am nimerit bine locul Doamne aici. Nu înțelegeam nimic, nu știam nimic, cum se mănâncă, cum se predică, cum se vorbește. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că El a făcut toate lucrurile acestea posibile. Slăvit să fie numele Lui. Ar fi multe să vă spun, ar fi multe să vă mărturisesc. Cu altă ocazie, când o să mai trec și pe aici, când o să mai trec pe aici, o să vă aduc și un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu. Nu să mă lau, că atunci când mă duc la oamenii aceștia străzii, eu niciodată nu le predic. Singura mea predică între ei este o predică practică. Azi dimineață unde am fost, spuneam că eu mai mult predic social și practic. Atunci când mă duc între ei, trebuie să bag mâna în buzunar. Și vine la mine și spune, ia-mi aia, ia-mi aia, ia-mi aia, cumpără mea. Iarna zice, ia-mi un ceai. Ce auziți? Le iau un pahar de ceai de ăla de jumătate de litru, zic, ia și bea ceai. Îi ține așa. Dar nu-l bei. Nu că-i călzești. Și mă uit așa cu milă la ei și zic, Doamne, mare ești. Puteam și eu să clachez când eram mic, psihic, ca astăzi să fiu cu probleme, altul să vină să mă întindă mâna, altul să vină să zică, săracul e, săracul e. Dumnezeu să vă binecuvânteze și când aveți ocazie, să vă aduceți aminte și de mine, în rugăciunile dumneavoastră, să vă rugați pentru mine, pentru lucrarea aceasta. Ceea ce oamenii nu înțeleg, au facultăți,
masterate, doctorate, că nu reușesc să facă un proiect social și se uită și zice, cum omul ăsta din nimic poate să facă așa ceva? Eu sunt un nimic, da? Pentru că în ochii acestor oameni și în ochii societății, când le spun cine îs, eu încă în continuare sunt un nimic. Dar când aud ceea ce face nimicul acesta, ei nu înțeleg. Am facultate, am master, am doctorat. Nu reușește ce omul ăsta de nimic. Să sensibilizeze oameni, să miște oameni și Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin, fraților? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.